Darian Vicenzo a făcut knockout de Bogdan Mocanu în gala de pe 21 februarie, gala RXF ediția 47, da, după cum spuneam și după cum am făcut și în alte materiale, Bogdan Mocanu este câștigătorul acestui match, acestui main event de pe data de 21 februarie, un match care a durat dragilor în jur de 30 de secunde, a fost ploaie de pun venită din partea lui Bogdan Mocanu și vă spun asta pentru că da, am văzut meciul live. Pot să spun că mă așteptam la mai mult, mi-aș fi dorit poate ca meciul să continue mai mult, să fie un meci în care să stau cu emoții, să privesc cu entuziasm, dar după cum spuneam, am privit 30 secunde. Care, ce să zic? Au fost oarecum interesante, dacă pot să spun așa. Na, uh, da, nu pot să spun neapărat că a fost plictisitor. După cum am spus, mă așteptam să fie puțin mai lung meciul. Dar Vicenzo, da, adică probabil că majoritatea fanilor Romanian final boss nu voiau să-l vadă pe Vicenzo făcut. De fapt nu a fost făcut knockout, evident, a pur și simplu a cedat Vicenzo pentru că a fost strâns, așa că acesta a hotărât să, să cedeze. Dar da, probabil cum spuneam majoritatea fanilor uh, Romanian Final Boss nu se așteptau și nu voiau ca Vicenzo să cedeze atât de repede. Cum spuneam eu, mă așteptam să văd acest meci Uneva prin repriza 3. Uh, chiar nu credeam că o să termine cu un knockout sau cu uh, sau ca cineva se dea bătut, dar aparent s-a întâmplat. Tot cu cine țineai, cu Bogdan Mocanu sau Darian Vicenzo, sunt tare curios de răspunsul tău. Eu sincer mă așteptam ca Darian Vicenzo să câștige Asta a fost și predicția mea de la început Acum, la nu și dragilor, cum stați cu pariurile, cum stați cu lucrurile astea Îmi pare rău dacă ați pierdut și îmi pare bine, vine dacă ați câștigat aveți grijă de voi și de asemenea mai circulă câteva ipoteze am văzut având în vedere că de s-au început să publice informațiile pe internet legate de meciul ăsta cum că Darian Vicenzo ar fi ajuns la spital, că și-ar fi luat nu știu ce knockout informații false, dragilor, informații false, v-am spus exact cum s-a întâmplat, nu a ajuns nimeni la spital, nu și-a luat nimeni un nou caut atât de agresiv, sunt curios ce părere ai avut de această gală.